Până acum, șoferii de autobuze și microbuze care efectuau curse interjudețene au încălcat frecvent legea oprind fără vreo problemă în stațiile din municipiul Buzău. În licențele de transport aprobate de Consiliul Județean Buzău, transportatorilor nu le sunt însă permise astfel de staționări în oraș. Este prevăzut acolo ca stații de oprire pentru aceștia doar autogările de pe raza municipiului. În restul stațiilor au posibilitatea să oprească numai cei care asigură transportul călătorilor pe raza municipiului Buzău. Mai mult, o hotărâre a Consiliului Local Buzău, aprobată în 2010, prevede ca transportatorii să nu oprească decât la cele 4 autogări din oraș. Ei sunt obligați să respecte un traseu prestabilit prin oraș până la autogară, fără să oprească în stațiile destinate autobuzelor de transport urban. La articolul 2 din acest hotărâre de Consiliu Local se interzice îmbarcarea-debarcarea călătorilor pe raza municipiului Buzău în afară de autogările legale. Prinși pe picior greșit de polițiștii rutieri, transportatorii au fost amendați. Dacă nu vor respecta aceste hotărâri, aceștia pot fi sancționați și de polițiștii locali, dar și de reprezentanții primăriei Buzău. Pentru nerespectarea traseelor din municipiul Buzău pentru transportul public de persoane județean și interjudețean, sancțiunea este de la 2.000 la 5.000 RON sau avertisment, iar pentru nerespectarea locurilor de îmbarcare, debarcare, sancțiunea este de la 2.000 la 4.000 sau avertisment. Cei mai afectați de această hotărâre sunt navetiștii care vor fi puși pe drumuri. Ei au depus deja sesizări la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Buzău și patronii firmelor de transport urban din Buzău sunt însă nemulțumiți pentru că autobuzele care efectuează curse în județ le fură clienții. Atâta timp cât există agenți economici care efectuează transport local și care fac reclamații privitoare la faptul că aceștia le iau potențiale clienți, deci nu se poate ajunge la o înțelegere. Deci ceea ce cred eu că în viitor și pentru descongestionarea orașului normal ar fi să aibă niște trasee prestabilite care să nu încurce circulația în oraș, fără alte stații. Transportatorilor nu le rămâne acum decât să oprească numai unde au voie, ori să oprească în stațiile orășenești cu riscul de a fi în continuare amendați.